Salutare, jupănilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Rol pe Dumești. Ei bine, jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, nu ezitați să lăsați un mare like, bineînțeles, și un subscribe. Și dacă aveți vreo nelămurire, un follow la Instagramul din stânga jos, bineînțeles, așa că haideți cu un follow, așa că noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, suntem cu fendul lui Nea Marcelică. Din câte puteți vedea, am fost la arată aici, avem o parcelă, o parte... Din parcela aia era lui, o parte era mea și am zis, băi, hai că mă duc eu, că și așa el avea astăzi o leacă de treabă pe la el acasă și ia uitați, plugul frumos aici în spate, fendul frumos cum trebuie și din câte vedeți nu e atât de murdar, nu l-am murdărit chiar foarte tare pentru că s-a mai scuturat, cred că când i-am băgat un pic de viteză, așa că haideți să ne urcăm în tractor și să mergem la treabă, nu la treabă, bine, mai întâi o să mergem să-l ducem, așa că haideți să vedem care e treaba, să ieșim și noi pe aici pe drum. Și ce să mai, astăzi trebuie să mergem până la Neagogu să îi ducem niște lemne, pentru că, ia uitați, are aici niște lemne cu tot cu tractor așezate, tot. Și vă dați, stai mă, de ce dădeam eu la dreapta mes aici semnal. Da, după cum vă ziceam, Neagogu are acolo niște lemne, ați văzut în remorcuța aia, exact la, în fața porții. Și până la urma urmei m-a sunat și mi-a zis dacă găsesc un client să vândă și lemnele alea, că îmi dă și mie o parte din bani. Că el tot stă cu lemnele alea de vreo câteva săptămâni bune și n-a găsit cică pe nimeni. Eu am clienții mei, vă dați seama, pe aici prin zonă, mă cunosc pe mine și în mare parte de la mine cumpără lemne și de-aia, bine. Nici Neagogul poate nu a știut să-și facă bine reclamă, dar ce să faci până la urmă? Na, el a început și el cu ferma asta, oricum a zis că el vrea să facă mai mult așa pentru el, pentru că el are serviciu, are un serviciu stabil și nu vrea să renunțe acum la serviciu, pentru că are și el acolo un salariu, nu știu, lucrează la gaz, metan, ceva de genul, are un salariu bine plătit de vreo 7.000 de lei, adică stă bine omul, pot să zic că nu, 7.000 de lei sau 7.000 ceva, nu mai știu, mai face un bănuț din fermă de aici cu tractorul și vă dați seama că e perfect, așa că n-a zis că nu se complică, el doar să mai facă așa câte un bacșiș pe aici pe acolo. Acum hai să punem și noi tractorul pe aici, alunea Marcelică, ia să vedem, cred că aici e bine dacă îl lăsăm, nu? Atât, hai că e perfect, să ne dăm jos acum, nu? Ia să vedem noi, să tragem ușița la loc și să mergem direct, hai tată, hai că am tras și ușița, am lăsat plugul aici cu tot cu tractor, cu plată, pentru că am zis poate o să mai aibă nevoie de Marcelică după de tractor, nu știu. Hai să mergem direct la... Mergem direct la asta, cum îi spune... Să luăm o mașină și după o să mergem direct la Nea Gogu, ca să luăm tractorul, luăm lemnele și știu unde să vând. Am eu niște oameni pe aici prin zonă. Și până la urma urmei aia e, ce să face? L-a ajut și eu pe Nea Gogu, că știu cum e la început. Adică na, îl ajut pentru că ăsta cu lemnele alea mai mult... Mai mult o intrat în pagubă dacă le ține acolo, că și așa, vă dați seama, are și el acolo niște bănuți strânși și nu ar fi cazul, nu ar fi foarte bine să rămână și el în pană cu cât are lemne acolo de vreo 35 de milioane, 40 de milioane, mai bine. Adică, na, dacă rămâne în gaură, vă dați seama, pune după aia din buzunar la el și na. El oricum mi se pare că avea centrală pe lemne, dar s-ar putea să o fi schimbat, de aia nici nu le păstrează pentru el, pe gaz a schimbat-o, vă dați seama, na, el și lucrează la gaz metan și era și culmea să nu. Așa că, na, ce să mai, acum dacă nu le vinde, vă dați seama, rămâne cu lemnele alea la poartă până vine și le cumpără cineva. Și așa, dacă nu știe pe unde să se intereseze să vândă lemne, a întrebat, cred că 2-3 oameni și bănuiesc că le-a zis că nu cumpără și cred că s-a demoralizat și nu le-a mai vândut după. Așa că nu, o să mergem noi în ajutorul lui acum. Și da, jupănilor, dacă ați ajuns până aici, nu ezitați, lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, să strângem multe, multe like-uri, haideți acolo în forță. Știu că putem să strângem peste 400 de like-uri, așa că haideți cu un like, bineînțeles. Și noi acum să coborăm direct aici la Nea Gogu, să vedem de tractor, să vedem de lemne, să vedem de ce o mai fi pe aici. Oh, să avem grijă. Ușor, hai că n-am mai scos jipanul ăsta de ceva timp și ia uite ce merge, ia uite zi tu dacă nu. Și da, hai să lăsăm noi jipanul pe aici să nu încurce foarte mult pe acolo prin zonă, nu? Hai că îl tragem un pic mai în față, atâta, eu zic că e perfect dacă stă aici, nu? Nu încurcă pe nimeni, chiar stă bine și pe
la intersecție aici, tot la fel, ia uitați, mai era loc de o mașină. Bun, acum am adus să strig la Neagogu, să vedem ce zice. Ia uitați cum s-a lăsat și aici luata, are greutate mare. Are și tractor frumos și el, nu pot să zic că nu, că am fost odată și am adus și noi un trancar de ăsta de lemne, tot lui, și vă dați seama, da. E frumos și el tractor, n-am ce zice, are ceva lemne aici vreo, ia uite, are, cred că mai bine de vreo 40 de milioane, vreo 42-45 de milioane undeva pe acolo, că îți destul de mari și destul de lungi, vedeți și voi. Acum, Ana, mă duc să vorbesc cu omul, să văd care-i treaba și am să revin în câteva momente. Am revenit, jupânilor, până la urma urmei, am luat cheile de la tractor, am luat tot ce trebuie și eu i-am zis lui Nea Gogu că în jur de vreo 40-45 de milioane o să vând, a zis că îmi dă 5 milioane din orice sumă ar fi, adică 5 milioane nu mai bun să mă duc să vând lemnele, așa că haideți să ne urcăm și noi în tractor, el să-l pornim. Ia uita asta. Și să-l băgăm în viteză, pentru că, ia să facem noi aici o șmecherie, trebuie să ne întoarcem oricum. Oare să ne întoarcem pe aici? Hai că încercăm să ne întoarcem pe aici, să vedem dacă putem, să sperăm că da. Ia să vedem, băgăm marșalierul și hai tata acum. Ia uite aici. Gata, hai că ne-am băgat destul de bine. Perfect. Bun, băgăm în viteză și hai tata să mergem să ducem lemnele astea. A, uite ce merge tractorescu, n-are treabă, oricum se simte, vă dați seama greutatea, că până la urmă e dita mai trancarul aici plin cu lemne, adică nu poți să zici, băi, nu simte deloc, se simte, adică simt și eu cum trage tractorul. Și da, până la urma urmei, ia uitați, stă destul de bine, zic eu, lemnele astea pe aici, sper să nu cadă acum ăsta din stânga, bușteanul ăsta, sper să nu cadă, că e jale mare cu el dacă o să cadă. Și da, am pe aici un nene, nu-i stă foarte departe. Și ia mai vândul lui o grămadă de lemne la de când pot fac eu pădure, adică cumpără un lemne de câteva ori pe an bune tot cumpără, să vă zic sincer, chiar n-are treabă. Și na, să vedem acum. Eu sper să-l găsesc acasă. Am vorbit cu el de când mi-a zis și Neagogu, de când m-a anunțat dacă pot să-i vând lemnele și tot așa. Adică am vorbit cu omul, nu mă duc acum și zic, vrei să cumperi lemne? Nu, eu am vorbit cu omul de când, mă, ieri mi-a spus aseară, m-a sunat pe la ora 9:30, cât era ceasul, am zis, cine mă sună așa târziu? Era un număr necunoscut, și a răspuns până la urmă. M-a sunat, uite, am o problemă, domn primar, dacă poți așa și poți așa, să mă ajut cu treaba asta, și da, mă, hai că te ajut până la urmă, câți oameni n-am ajutat eu, te ajut pe tine. Și uite, i-am explicat care-i treaba, după aia l-am sunat dimineața, adică azi dimineața pe nea ăsta Marian, așa-l cheamă. Și i-am zis, i-am explicat treaba, a zis că s-ar putea să fie acasă astăzi, dacă nu, nu-i problemă, că știu eu ce să fac cu lemnele până la urmă, adică na, un pic mai în față, cam printre ultimele case stă nea Marian, așa că na, mai avem un pic de tot, ia uite tata. Ușor, să avem grijă și pe aici, bam, bam, hai tată, op, să nu facem vreo explozie la remorca asta. Și da, i-am explicat care-i treaba, ia, uite frumos aici, să facem noi un viraj așa mai periculos. Pe aici stănea ăsta Mariana, acum să vedem. Eu o să strig la el să văd dacă îl găsesc acasă, dacă nu am să-i las remorca, o să se uite la lemne, bineînțeles. Și o să, când o să vin acasă, o să le descarc atunci, așa că revin. Am revenit, jupânilor, din păcate nu l-am găsit acasă pe Nea Marian, dar acum o să decuplăm remorca și o să ne urcăm în tractor ca să mergem să-l ducem înapoi. Ce o să facem? Ei bine, când o să vină el mai pe seară, că l-am sunat acum, când o să vină el mai pe seară pe la vreo 7:30, eu o să merg și o să descarc lemnele, o să le arăt cam câte lemne sunt, uite că rămas pe semnalizare, o să-i arăt câte lemne sunt și până la urma urmei vom vedea ce o face cu astea. Au, ce merge UTB-scu, n-are treabă, merge cu 40 la oră, merge de crapă. Și da, am zis dacă tot așa, ia să luăm un pic tractorul ăsta la treabă, că i-am cerut permisiunea și lui Neagogu, vă dați seama, doar nu mergem așa de nebun. Și să-l băgăm un pic așa la treabă, să vedem, ori îl bag la discuit, ori voi vedea eu, să vedem ce am pe acolo, ori dacă nu l-a arat. Așa că, na, ia uite tata. Au, ce merge UTB-scu, n-are treabă, merge de crapă. Și na, aia e până la urmă, asta e treaba, ce să mai zic și eu. A, uite, ușor, ușor să avem grijă pe aici. Da,
ce să mai, asta-i treaba la țară. De acum, luna viitoare, azi în câte, nu știu în câte, în 14, în cât naiba o mai fi. Da, în 14 parcă e. Luna viitoare, gata, pe data de 9 sau 10 iunie, nu mai știu, sunt alegerile aici la primari. Și să vedem, să vedem cum o să fie, o să fie mare paranghelie, sigur, paranghelie, mare zarvă, nu că paranghelie. Paranghelie e prea, prea bine spus, mai bine zis zarvă o să fie pe aici, că cu alegeri, cu una alta, vă dați seama, o să fie haos. Dar aia e, ce să faci, așa e de alegeri mereu, aia e, uite că avem aici un plug deja neaștepta, să-l băgăm tractorescul la arat și... Ia să avem grijă cum ne încadrăm pacilea. Hai, ușor, ușor, ușor. Încă un pic, încă un pic. Hai, tată, hai. Hai, atâta, bun. Să cuplăm aici. Să ridicăm plugul și hai, tată, direct la treabă. Să vedem ce poate UTB-ul ăsta cu arătura. Ești chiar foarte curios, nu ca așa. Aveam eu pe aici niște ofilituri de cereale pe care nu am mai, nu le-am mai... cum îi spune, nu le-am mai treierat anul trecut și le aveam pe aici prin zonă, să vedem, o să le băgăm, dacă tot avem dita mai anvelopele, abia le și calcă, într-un fel zis. Ia uite, tata, aici sunt, fii atent, ia uite cum ne-am băgat noi acum, băgăm plugul și ia uite cum o ia la vale, fii atent, fii atent, zi tu dacă nu. Bine, la vale o ia și calul, n-are treabă, dar să avem grijă ca să... Să arăm tot ce nu ne trebuie. Aici normal erau două parcele, dacă nu mă înșel, sau una era? Sau erau două parcă și liuniusem eu, nu mai știu, de mult oricum. Și na, până la urmă, ia uitați, frumos așa, nu ziceți voi. Și da, acum hai să ne întoarcem, și să băgăm și în partea asta, ia uitați, aici merge bine tare. Ia în deal... Cum naiba să nu meargă? Uitați ce anvelope are pe spate, vă dați seama. Ăsta merge și prin glod, merge și peste tot. Sunt curios cum ar merge tractorul ăsta într-o zi noroioasă de asta. Chiar sunt curios cum ar merge într-o zi de ploaie la Arad. Cred că s-ar descurca cât de cât, zic eu, cu un plug de ăsta. Nu mai mare, că nu-i cazul încă. Că n-are 300 de cai acum. Așa că eu zic că ar merge chiar bine. Acum vom vedea. Aude, aici se descurcă, n-ai treabă, adică chiar merge bine. Da, cam asta e treaba. Acum eu o sar pe aici, cred că o să termin de arat parcela asta. Și după o să-i duc tractorul în Neagogu înapoi, după o să mă duc mai pe seară iarăși la Nea Marian să-i descarc lemnele acolo, că nu o să-l las pe el, că vă lasă om bătrân, na. Are serviciul, dar încă e un bătrân, are... Cât are? 67, 67 parcă are încă serviciu, chiar dacă e pensionar. Și ia să vedem, op, ușor, ne întoarcem și ia uite, tata. Da, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut, nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. De data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.